Bună dimineața, țara! Neața, prietenii! Mă numesc Dumitru Bumistru și astăzi noi, cu echipa telecanalului TNT Bravo, încercăm să facem un proiect destul de util. Mulți oameni în țara noastră se confruntă cu problema legată de limba. În special, oamenii limba maternă cărora este limba rusă. Если я совершил какие-то ошибки в грамматике или в произношении, то прошу на меня не обижайтесь. Именно для того, чтобы совершенствовать свои знания румынского языка, мы и запустили этот проект, который поможет мне и вам, уважаемые телезрители, să vorbim frumos și corect în limba română. Ну и, как известно, лучший способ научиться чему-то – это практика. Практиковаться на кошках мы не будем, на волчицах тоже не будем. Помогут нам в этом лучшие люди нашей страны. Как поется в гимне «Limba noastră, yo comoare», идем эту комару раскапывать. Am găsit-o pe cea mai frumoasă profesoară de limba română, Dana Marchetan. Bună ziua! Bună ziua, dragi telespectatori! Te văd cum tu faci asta cu părul tău. Da, eu fac. Look into my eyes, try to feel what I feel. I'm so empty inside, I need your love to feel alive. Yeah. Ce anume voi face? Facem frizură de asta, chelug la cap. Chelug la cap. Chelă. Dar cum asta se traduce în limba rusă? Lăsă-ia. Vrei să devii lăsă-ia? Suntem lăsă-ia. Vrem să prezăm. Короче, мы не сбреем один бок. И сверху оставим просто ракет. Это шутка, конечно. Noi vrem să facem o emisiune foarte utilă pentru oamenii care vreau să vorbesc și să comunic în limba română. Care doresc să vorbească. Deoarece noi am ales pe tine, Dana. Eu pentru că tu ești o profesoară foarte da, bună de da, limba română. Da. Nu, oamenii spun că eu am făcut milirvanie, da? Melare. Melare, dar nu, e părul meu... Melare. Da, e părul meu propriu. Natural. Natural ca sucuri din Moldova, fiindcă noi amuși promovăm și imaginea Moldovei. Moldova discover the roots of life. Așa. Suntem patrioți cu Dana Marchetan. Bună ziua încă o dată. Azi noi continuăm cursuri de limba română cu frumoasa profesoară Dana Marchetan. Mulțumesc. Bună. Da. Bine te-am găsit. Da, încă o dată. Da, noi să facem asta cum se numește limba română, facem cunoștință. Facem da. Cunoștință. Zapomnili cunoștință. Tu poți să povestești cum se începe ziua ta? Dimineața, în primul rând, servesc un litru de apă. După aia merg să pun o cafea. Cât cafeaua fierbe și se prepară, eu mă spăl, fac un duș. După aia îmi servesc cafeaua și privesc peste fereastră. Chiar în duș? Nu, desigur că deocamdată nu, dar îmi doresc așa un duș ca să pot să fac asta, un duș și să privesc peste fereastră. Clar că mă îmbrac, deja mă coafez, machiez dacă este necesitate, dacă nu, prefer să fiu mai naturală, în dependență de ce trebuie să fac în această zi și deja ies din casă și plec înspre locul unde trebuie să fiu. Ce locuri aici la noi în Chișinău sunt pentru tine cele mai frumoase și cele mai iubite? Cele mai frumoase locuri sunt acele unde sunt eu, unde lucrez. Clar că astea sunt restaurantele, diferite scene și, bineînțeles, scena mare, adică a Palatului Național. Dar, deocamdată, mai mult sunt prezentă la nunți și cu mătrii, la evenimentele de familie, să spunem noi, și de asta cele mai iubite locuri în Chișinău sunt cam acestea. Dar, clar lucru că cel mai bine mă simt acasă, dar acasă este acolo unde sunt cei mai apropiați oamenii mei, acolo unde este băiatul meu, eu am un copil și acolo unde sunt oamenii care mă iubesc, acolo este casa. Și o femeie trebuie să arate bine și acasă și oriunde se află.
O femeie trebuie să arate bine și acasă și oriunde, oriunde se află. Da, corect. Can only hear the silence that calls on those whispers in my head. I won't hear the usual words, the same words as you used before. Cât asta este de important pentru femeie ca să-ți schimbi frizură, ca să-ți schimbi... Se poate să te corectezi. Da, da. Cât este de important pentru o femeie să-și schimbe lucrul? Cât este de important pentru o femeie să-și schimbe lucrul? Bravo, ești un ele foarte, foarte... captivant. Foarte bun. Mulțumesc. Pot să-ți spun un cuvânt mai bun, dar nu-mi vine în cap. Deci, este pentru o femeie foarte și foarte important să-și schimbe lucrul. Mm-hmm. Asta ți repet ca să reții. Atunci când ești mai ales în scenă și în general când ești o femeie, din copilărie trebuie să ai grijă de tine. Cât timp îți e pentru pregătirile tale ca să ieși în scenă? Cât timp îți iau pregătirile pentru ca să ieși în scenă? Cât timp îți iau? Мы потом это порежем, получится, что я говорю, уже видите, чувствуется, у меня поменялся даже русский немножко акцент. Cât timp? Da, cât timp îți e pregătirile pentru ca să ieși în scenă? Îți iau pregătirile. Cât timp îți iau pregătirile pentru ca să ieși în scenă? A, foarte bravo. Deci, pregătirile ca să ies în scenă, în cazul de față, sunt iarăși diferite, în dependență dacă merg la un salon. Sunt în jur de poate 3 ore, dar dacă fac totul acasă, îmi ajunge și o oră. Fiindcă dacă sunt implicat în diferite evenimente și multe evenimente, nu pot să depind doar de un salon. Și de asta sunt nevoită să fac de una singură make-up-ul și, bineînțeles, copilul nu ți ajută? Copilul nu, el poate doar să mă desconcentreze, să mă ajute, deocamdată nu. Deși uneori el mă învață ce palitre să-mi cumpăr și ce culori la cosmetice să-mi aleg. Și adică o jumătate de zi, de fapt, pentru ca să arăți bine ția, probabil. O jumătate de zi? Da. Pentru o vâstuplenie? Pentru o evoluare în scenă. Pentru o evoluare în scenă, aproximativ 5 minute, da? Aproximativ. Care durează 5 minute. Da. Asta nu, uneori 5 minute, uneori o oră, dar uneori și toată noaptea. Toată noaptea? Da. Și cum tu stai pe picioarele tale? Îmi iau încălțăminte de schimb pe picioarele mele care? Pe picioarele tale când o jumătate de zi tu faci pregătiri, apoi tu o jumătate de zi, noapte, da? Tu vâstupaiești? Evoluezi. Tu evoluezi. Când tu dormi? Depinde. Eu simplu sunt un om cu multă energie și mulțumesc pentru asta lui Dumnezeu, dar ideea este că uneori obosești când sunt câte 3-4 evenimente pe alăturea zi de zi. Dar oricum găsești timp pentru că înțelegi cât de importantă este odihna, găsești timp pentru ca să-ți recapeți forțele. Arbeiten. Ce spui? Mi spune lucrăm. Operatorul meu, lucrăm. Da, și asta se traduce din germană. Da. Lucrăm, dar noi azi vorbim despre limba română și vorbim cu Dan Marchetan. Dana, cica. Spune. Da, tu ești o interpretă. Interpretă. Ce fel de muzică îți place mai mult și în ce stil tu cânti? Foarte bună întrebare. Eu cânt muzică. Pop. Muzică jazz îmi place foarte mult, deși îmi dau seama că în ultimul moment o ascult mai rar, fiindcă sunt implicată prea mult evenimente. Dar îmi place foarte mult să ascult muzică chill out și să cânt muzică populară. Muzică populară. Deci sunt un om care de fapt iubește muzica bună, calitativă. Și ea poate să fie din diferite stiluri muzicale. Tu poți să-mi spui un cuplet, da? Un refren sau o strofă. Da, din o strofă din cânticul nostru popular moldovenesc. Nu pot. Da, de ce? Nu știu, din popular românesc pot să-ți spun. Popular românesc? Dumădorule la mamă, sărmana cu dor mă cheamă.
poartă, cu mânuța ridicată și cu fața lăcrimată, măiculița mea, c-am lăsat-o lângă poartă, cu mânuța ridicată și cu fața lăcrimată, măiculița mea. Вот, а именно такие звуки издают в рок-н-ролле, да, да. Ну и так, чудес сунтеть, на оре. Суните ли отчасти ту аусь, кэнд фаче азна? Отчасти суните ту ля аусь, атунч, кэнд термин о эволюции в сцене. Именно это я хотел сказать. Отчасти суните ту аусь, кэнд фаче... Еще раз, давай. Sunt sunetele cele mai dorite pentru un artist, da? Așa, da, spunem așa. Aceste sunt sunete cele mai dorite pentru un artist și azi la noi în emisiune este un artist cu litera mare A, Dana Marchetan. Eu tind spre asta, îți mulțumesc de compliment. Eu tind spre asta ca să fiu un artist cu litera mare și lucrez asupra la aceste momente foarte mult. Și ai dreptate, da, pentru aplauze și pentru recunoștință și bineînțeles pentru plăcerea ta sufletească. Fiecare artist adevărat face ceea ce îi place lui cel mai mult. Da, dar noi nu vorbim acum despre Nicolae Bascu, fiindcă pentru el cel mai important este flori. Pentru Stas Mihailov, da, femei, da. Razvedione, как бы, divorțate. Dar pentru tine aplauzele și stare sufletească, da? Da, și banii. Și, banii! Foarte bine, tu ai citit gândurile mele. Câți bani e pentru că să faci frumusețea scenetică, da? Câți bani? Câți? De câți bani ai nevoie pentru ca să fii frumoasă în scenă? Da. Ca să arăți bine, da. Corect? De câți bani ai nevoie pentru ca să fii frumoasă în scenă? Da. Este nevoie de ca minimum jumătate din banii pe care îi câștigi. Adică asta sunt destui bani pentru care la moment lucrezi mai mult. În viitor, bineînțeles, exteriorul te ajută ca să câștigi mai mulți bani. Uh-huh. Și adică din bani se face alt ban și asta este foarte important pentru ca să îți menții o formă, pentru ca să menții o culoare la păr frumoasă. Da, și de asta este destul de scump în zilele noastre să fii la un nivel destul de înalt pentru ca să spună lumea și bărbații wow. Look into my eyes, try to feel what I feel. I'm so empty inside, I need your love. У меня уже отросли волосы, они сами покрасились. Вот, вот так вот. Сами покрасились, сами прикрепились. Это бровь, а может к брови прикрепить? Слушай, прикинь брови. Да. Ну-ка давай, это новая тенденция. Новая тенденция, брови, которые закрывают соски. Вот так это получится. Так, как ее отцепить? Никак. Никак, ну тогда будем так и вести передачу. Мы в Европе, кстати, хотим и ведем. Били. Как ты билить такой? Кум вы дискуркатьку перу лаша де лунг? Știi, есть foarte complicații de discurci cu astfel de păr, pentru trebuie să ai grijă de el, să-l speli, să-l usuci, ca un copil. Прямо сейчас мы свяжемся с нашим специальным корреспондентом Сергеем Беловым, который расскажет нам о новых современных тенденциях в моде. Итак, Сергей, мы вас слушаем. Сергей. Тенденции din 2015, clar că la Moldova nu prea se practică, dar în lume acum e culoarea albastră la păr, culoarea verzuie, violet aprins, violet aprins chiar și roz. Un roz așa, că se bat la ochii de departe. Ceea ce ține de freze, să freze mai mult cu disconexiuni, cu gradații mai multe, cu tare texturate, că să joace, adică părul când bate vântul, când merge doamna pe drum, să joace în toate părțile și să fie cât se poate de viu. Costă 300 de euro. 300 de euro, ore de limba română. Da, și singură vorbesc rusește, dar ce se face? Asta e viața, mă. Păi da, 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 Moldova, avem un accent, dar ce? Care este problema? Dumitru va învăța, fiți sigur.
Dați la orele mele că cu siguranță se învață vreo două rusofon și de astea. Hai pe acá. Hai pe acá. Первый раз вижу, когда человек говорит по петличке и дозванивается. И дозванивается. Кому надо? Ну что ж, а сейчас Дана Маркитан произнесет свою коронную фразу, которую мы с вами обязательно запомним. Произнесет ее она на румынском языке. Și dacă fraza este una regală, atunci vreau ca fiecare dintre voi să fie în interior rege sau regină. Să se simte și să fie așa în tot ce face și în lucru și acasă, să vă simțiți foarte comod și foarte liber, să faceți ceea ce vă doriți cu sufletul și totul va fi bine. Lucrați, mergeți înainte, nu aveți frică de nimic și, bineînțeles, începeți ziua dumneavoastră cu programul Neața.